Ministrul Mediului Mircea Fechet a luat la pază locuințele afectate de inundațiile din localitatea Amzacea. Localitatea a fost devastată de ciclonul care a lovit zilele trecute județul Constanța. Pe parcursul vizitei acesta a stat de vorbă atât cu localnicii care au rămas fără agonisarea de o viață, cât și cu hotelierii afectați de viitură. Cu ochii în lacrimi, localnicii povestesc clipele de groază prin care au trecut, iar imaginile lăsate în urmă de furtună sunt de-a dreptul dezolante. Noroiul încă este în locuințe, iar oamenii fac față cu greu situației. În timp ce unii au reușit să mai salveze câte ceva, alții au fost nevoiți să arunce tot ce aveau în case pentru că apa a distrus totul în cale. Și astea vor fi aruncate să le desfacem, că sunt prea voluminoase așa. Și le-am scos. Atunci, în prima zi, nu ne-am dat seama, dar acum s-au scorojit toate, s-au înflăcuitat. Am scos mobila de... e acoperită, ca să nu plouă, mobila de bucătărie. Mi-a dat primăria, o să-l dea. Singura putere pe care am putut să o avem prezent la fața locului, prefectul județului Constanța a promis că ajutoarele vor continua și în perioada următoare. Au sosit și containere de la rezervele naționale. Avem deja solicitări pentru containere și din alte părți, de asemenea solicitări pentru paturi. Discutăm cu cei de la rezervele naționale, am înțeles că au disponibile și maragaz, butelii, întrucât în unele zone nu mai au oamenii aceste lucruri. De asemenea, sunt în curs de realizare anchetele sociale de către autoritățile locale și AGPIS-ul, care a fost împuternicit printr-o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, va centraliza aceste anchete sociale și va trimite solicitările de acordare a unor ajutoare din fonduri guvernamentale. Ministrul Mediului Mircea Fechet a vizitat localnicii afectați de viitură. Acum aveți nevoie de ceva urgent? Mulțumesc, nu sunt oameni mai necăjiți ca mine. Dumnealui a salvat mulți oameni. A, de dumneavoastră, da. Că mi-a spus. Da. Bine, păi vă mulțumesc atunci pentru ce ați făcut. La sfârșitul vizitei, Fechet a asigurat că toți locuitorii afectați vor primi toate cele necesare pentru a-și relua cursul normal al vieții de zi cu zi. Am stat de vorbă cu cetățenii afectați și m-am asigurat că aceștia, pe de o parte, au tot ceea ce au nevoie. Trebuie să știm că ceea ce s-a întâmplat la Amzacea și ceea ce s-a întâmplat la Mangalia reprezintă un fenomen meteo excepțional. În măsura în care am avut în 48 de ore aproape 300 de litri pe metru pătrat și în întregul sezon călduros, în cele 3 luni de vară, am avut în total, în 3 luni de zile, 67 de litri în Dobrogea. Este evident că tot ceea ce putem face în astfel de situații este să diminuăm pagubele. În contextul schimbărilor climatice, ne așteptăm, atât în Dobrogea, cât și în alte regiuni, ca astfel de fenomene să se întâmple din ce în ce mai des și să se întâmple cu o intensitate din ce în ce mai mare.